Bine v-am regăsit, dragii noștri, dragi iubitori ai sportului. Iată-ne la o nouă întâlnire cu fotbalul Liga a 3-a în transmisiune în direct, în exclusivitate la roman24.ro. Astăzi, într-o zi frumoasă, practic cea mai frumoasă zi a acestui an din punctul de vedere al soarelui, care a bătut insistent asupra Romanului. Vă propunem meciul din etapa a 17-a seriei 1 din Liga a 3-a la fotbal, practic cea de-a doua etapă a returului de campionat, un meci între echipa locală CSM și Metalosport Galați. Anunță un meci interesant și de ce nu să ne așteptăm la un recital de goluri aici pe stadionul Moldova, în condițiile în care echipa locală întâlnește nimeni alta decât lanterna roșie a clasamentului, o formație a Galațiului care a coborât chiar sub burna 0. Clasamentului este la minus 6 în această ierarhie. De cealaltă parte, gazdele, cum spuneam, una dintre cele mai bune clasări din ultimele sezoane în acest eșalon al Ligii a 3-a, locul 2 cu 30 de puncte la doar un singur punct de lider. Iată acum oaspeții în echipament roșu, atacând de la dreapta la stânga în fața unei echipe a Romanului, care pleacă, așa cum am mai spus, cu prima șansă pentru a lua cele 3 puncte. Nu mai este nevoie să reamintim rezultatul din tur. A fost un scor fluviu la malul Dunării. Romanul s-a impus acolo cu numai puțin de 8-1. Să trecem în revistă și cele două garnituri care vor evolua astăzi aici pe stadionul Moldova. Începem, așa cum este normal și frumos, cu aspeții. În poartă este Cristian Tofan, iar jucător de câmp Răzvan Trandafir, Valentin Lungu, Cosmin Cărare, Bogdan Marian Ion, Alexandru Pantilea. Dar să vedem prima ocazie mare a gazdelor. Continuăm distribuția celor de la Metalosport. Marian Nejneru, Romeo Buteseacă, Constantin Gheorghiu, Andrei Brumaru și Mădălin Grădinaru. Antrenor este Ion Basalăc, iar delegat al celor de la Galați la această partidă, Iulian Dogaru. Pe banca de rezerve este portanul Sebastian Butunoiu și jucătorii de câmp Andrei Partea. Dorin Butunoiu. Am așteptat să vedem ce iese din această fază, nu a fost pericol. Alături de Paolo Neamțu, Teodor Farcaș și Victor Cviten, capitan de echipă, Cristian Tofan. De cealaltă parte, Romanul îl are în poartă pe Angel Băicianu, iar jucătorii de câmp Bogdan Brescu, Constantin Crăciun, Relu Grigore, Mădălin Popa, capitanul de echipă, Marian, Iosif Nedbai, Cătălina Eroaie, Andrei Florean, Vasile Chirilescu și Claudiu Jun Cănaru. Tehnicienii Gabi Țapu și Iosif Susanu au la dispoziție și o bancă de rezerve, pe care se află momentan portarul Ionuț Bicleanu și jucătorii de câmp Constantin Antim, Daniel Marin, Alin Mocanu, Vladimir Scânteie și Sergiu Covaliu.
Se mai spune că este vorba despre o partidă arbitrată la centru de Ciprian Aelenei din Iași, asistat de Tudor Cornea și Cosmin Ciuban din același municipiu Iași. Observatorii ai Federației Române de Fotbal sunt Valentin Luca din Botoșan și Ionel Munteanu din Bacău. O centrare bună și o minge boxată de către portarul celor de la Galați. Foarte sus stau romașcanii, cu siguranță și au în cel mai serios statutul de favoriți la acest meci. Am văzut deja două, trei asemenea încercări de ieșire din defensivă, mai degrabă încercări de îndepărtare a pericolului de la poarta apărată de capitanul de echipă al celor de la Metalosport, Cristi Tofan. Minge lungă pe partea dreaptă, preluare bună în marginea careului, un șut și... Ce fază reușește Romanul prin Iosif Nedbai. Pericolul nu a fost îndepărtat transversal și... Trei momente consecutive în care Romanul a arătat că poate și vrea chiar să deschidă scorul până în acest minut 4 al întâlnirii. Balonul a fost atins de unul dintre jucătorii celor de la Metalosport și va fi o repunere de la colț. Capitanul Mădălin Popa, cel care execută de obicei de pe partea aceea cornerele Romanului. Patru dintre romașcani în afara careului, doar merge cu efect și ciupește portarul Cristian Tofan, altfel putea să iasă un deranj și mai mare la poarta Metalosportului. Se continuă cu o fază fixă de această dată de pe partea cealaltă, partea dreaptă a atacului romașcan. Am pus de gabarit pentru formația gazdă. Iată, să vedem, penalti pentru Roman. Fără cartonaș galben, cum ar fi spus mulți dintre suporterii prezenți aici, cred că Vasile Chirilescu a fost cel faultat. Și-a dat minutul 5. Capitanul Mădălin Popa se pregătește să execute de la 11 metri, trage sănătos pe centru sus și iată 1-0 deja, minutul 5, Mădălin Popa execută o formalitate. Dar o formalitate care vine pe fondul unui joc mult mai legat al gazelor, evident. Dacă stăm să ne gândim, 115 goluri fără acesta a primit Galațiul în actuala ediție a campionatului seriei 1 din Liga 3. La un moment dat era luat în calcul și chiar s-a discutat destul de mult despre o desființare a acestei formații, însă până la urmă au decis și probabil au găsit soluțiile pentru a putea continua campionatul gălățenii. Evident, o formație fără pretenții. Mai ales în fața unei echipe a Romanului care, așa cum ziceam, se află pe un loc foarte bun, poziția a doua a clasamentului, la un singur punct distanță de Aerostar Bacău. Iată o minge fără probleme de această dată pentru portarul Cristi Tofan. Această echipă Aerostarului conduce în ierarhie, cum spuneam, cu 31 de puncte, urmată de Roman la egalitate cu Cicșerie, dar din Miercurea Ciuc, 30 de puncte. Pe 4 vine, până înainte acestei runde, aceste suporteri Club Oțelul Galați, o revelație a actualei ediții, 29 de puncte. Pe 5 este KSE din Târgu Secuiesc, pe 6 Sporting Liești, deja 3 formații cu 24 de puncte. Să vedem această fază care se anunță periculoasă, o contră a Romanului cu o centrare din partea dreaptă și o minge respinsă în corner.
24 de puncte, cum spuneam, Târgu Secuiesc, Leșciu și Rădăuțiul, cu câte 21 de puncte sunt Hărmanu și Cetate Râșnov, locurile 8 și 9, iar în partea de jos a ierarhiei, de pe 10, 18 puncte CSM Focșani, 11 aceste Sănătatea Darabani, 12 CSM Pașcani, 10 puncte. Să vedem această fază. Un fault în atac, cred, da, acolo. AFC-ul Dorheiu Secuiesc vine de-abia pe poziția 13 cu 9 puncte, iar partea de jos, fără a mai avea vreun cuvânt de spus în această ediție de campionat, a avut Valea Mărului care s-a retras și Metalosport din Galați. O serie formată din 15 echipe, așadar, deci câte 15 runde în fiecare dintre jumătățile de campionat. Spuneam că aceasta este etapa a 17-a pentru că în mod normal campionatul ar fi trebuit să debuteze acum fix o săptămână, tot într-o zi de vineri, dar partida a fost reprogramată pentru data de 28 martie, când Romanul va primi acasă vizita lui Casei din Târgul Secuiesc. Să vedem în acest minut o primă fază care s-ar putea anunța periculoasă a celor de la Metalosport Galați. O minge aruncată în careul, în marginea careului mic, cu stop pe piept. Atenți însă jucătorii din defensiva Romanului și până la urmă nicio emoție pentru Angel Băicianu. O repunere din colțul carului de 6 metri și Romanul va încerca din nou să se apropie de poarta adversă. Vă reamintim, scorul este deja 1-0 din minutul 5 după reușita capitanului Mădălin Popa de la 11 metri. Minge bună și prin fața porții. Ce ocazie a fost acolo. Faza nu s-a răcit, ciuda intervențiilor celor de la Metalosport. Va veni o nouă minge aruncată în careul celor de la Metalosport. Direct și gol! Să vedem! A fost poziție de offside semnalizată la Cătălin Aeroaie. Afară din joc sportivul celor de la CSM Roman și iată, în acest minut 11 tabela rămâne să indice tot 1-0. Probabil dacă nu ar fi jucat faza, mingea oricum ar fi intrat în poartă. În fine, una peste alta, până acum sunt confirmate calculele hârtiei și Romanul arată ca care vrea și are cu ce să pună pericol. Iată ce gol frumos, Claudiu Juncănaru, în minutul 12. A doua reușită a celor de la CSM Roman la o fază rapidă, o apărare rarefiată spre inexistentă a celor de la Metalosport. Dar este de văzut și de apreciat chiar pofta de joc a sportivilor de la CSM Roman, mai ales că vin după o perioadă destul de îndelungată în care nu au avut parte de meciuri oficiale. Oricum, stagiul de an a fost complet, să spunem așa. Conducerea clubului s-a îngrijit și de organizarea unui cantonament și drept pe plan local, plus parafarea unor meciuri amicale. Au existat ceva griji și în legătură cu starea gazonului. Îl vedem rezistând destul de bun, deși este cu iarba de anul trecut, să zicem așa. Să vedem faza cu pătundre, foarte, foarte frumoasă, minge în zona centrală, doar să de Popa, dacă nu mă înșel.
Și nu s-au descurcat nici jucătorii de la Metalosport. Construiesc un nou atac pornind din zona centrului terenului. Vedem cel mai retras dintre jucătorii romașcani, Relu Grigore. Este un releu al defensivei pentru formația romașcană. Capitanul Mădălin Popa acum căutând o soluție de a combina cu unul dintre colegii săi. Faza se răcește, nu a fost fault la Cătălina Eroi la faza anterioară. Geruncată la bătaie, respins bine de către Marian Marin, celălalt fundaș central al Romanului. Încercare de deschidere în flancul stâng, aproape de colțul terenului. Mingea întoarsă până la același Eroaie. Intră în combinații pas. Fault mi s-a părut acolo la Iosif Nedbai. În fine, au reușit să recupereze doar până la un punct jucătorii de la Galați. Minge recuperată de Bogdan Brăescu și întoarsă către o nouă încercare de construcție a jucătorilor de la Roman. Grigore către Marin. Din nou se deschide joc. Încearcă o apărare ceva mai sus jucătorii de la Galați. Atenți pe recuperare însă romașcanii. Trecut aproape un sfert de oră din acest match. Tabela indică 2-0 pentru echipa din Roman. Două goluri rapide care deja îi pun la adăpost pe componenții formației gazdă. Dar aceștia au înțeles că au de-a face cu un adversar facil și iată îi presând, continuând atât la un joc combinativ cât și prin încercarea de a fructifica aceste faze fixe. Popa și minge care a trecut puțin peste vincul din stânga porții apărate de Cristian Tofan. Doar o repunere din colțul lui mic pentru formația din Galați. Să spunem că această rundă a 17-a are programate astăzi 9 martie de la aceeași oră 15 3 meciuri. Să vedem dacă ne vor lăsa și jucătorii formației gazdă să le trecem în revistă, pentru că vedem foarte, foarte, foarte bătăioși. S-a luptat acolo Cătălina Eroi prezent pe ambele flancuri. Așadar, astăzi spuneam, în afară de acest CSM Roman Metalosport Galați, mai sunt programate întâlnirile dintre CSM Pașcan și Sporting Liești și AFC Odorheiu Secuiesc cu Supporter Club Oțelul Galați. Pe departe, unul dintre cele mai interesante meciuri ale acestei runde, programat mâine, 10 martie, de la ora 15, Casei Târgu Secuiesc cu Cixereda. Este vorba de un duel între locurile 3 și 5. Să vedem acum, însă, până vom continua cu trecerea în revista runde, ce vor călătinii să facă la această fază, distanță mare, ceva de metri, aproape 40, un fel de transformare. Spuneam așa că, așa zisul derby al rundei, se va juca la Târgul Secuiesc, în vreme ce liderul Aerostar Bacău are de asemenea deplasare grea la Bucovina din Rădăuți. Va sta cetate Râșnov, pentru că avântul din Valea Mărului s-a retras, iar CSM Focșani 2017 primește vizita celor de la FC Hărman. Iată o nouă fază bună de atac a roașcanilor, o șut sănătos cu piciorul stâng încercat de optarul Andrei Florean. Deloc rea această inițiativă. A fost o fază pe care a luat-o pe cont propriu jucătorul Romanului și a șutat cu puțin pe lângă poarta apărată de Cristian Tofan.
Vreme caldă, o vreme frumoasă, au chef de efort fizic jucătorii celor două formații. Un fault util făcut aproape de zona centrală de către defensiva Romanului prin Grigore. A fost îndepărtat astfel un pericol eventual, potențial pentru poarta lui Angel Băiceanu. Aceeași soluție de a arunca mingi în zona centrală a careului Romașcan pentru Galați, care vedem având probleme în a se replia contra. Nu, dar a fost un picior salvator pentru moment, cel puțin acolo al Metalosportului. Și un fault a care scapă de un eventual din aeroi. Nu l-am văzut să fi fost chiar cu picioarele pe sus. În fine, până acum nu prea s-au văzut și e bine așa cei trei arbitri din Iași. Aceeași minge aruncată în zona centrală a Romașcanilor, recuperată evident și contră, acum în flancul stâng, ce preluare bună, intră în careul advers și șutează la colțul scurt, dar de apreciat efortul lui Iosif Nedvai. Tehnicienii Gabi Țapu și Iosif Susanu nu au avut parte de șocuri la echipă, să spunem așa, din punctul de vedere al lotului. Singura plecare notabilă, să spunem, a fost cea a golgheterului Țapu, Cosmin. În schimb, în aceeași notă în care a obișnuit în ultimii ani echipa CSM, mizează pe tineret, mizează pe jucători care vor să se... Suntem în minutul 20 al partidei și teren calm până la propriul portar Grigore. Băiceanu deschide spre Marian Marin. Vor să dejoace jocul la offside al Romașcanilor, componenții formației Metalosport urcați undeva până la 40 de metri de poartă. Această dată o minge mai puțin reușită, care iese în aut și va fi repunere de la margine pentru formația vizitatoare. Unul dintre jucătorii de gabarit, Cosmin Carare, fundaș stânga, este cel care repune balonul în joc. Fără sos de izbândă, Romanul Cănaru, autorul cel de-al doilea gol, acum Florean, minge în zona centrală și corner din nou pentru formația gazdă. Deja este foarte aproape de jumătatea primei reprize. Centrare care a apărut mai mult o încercare de deschidere a jocului pe celălalt flanc, defensiva Galațiului, mai ales că are un om căzut în propriul careu mic, marginea careului mic. A scos mingea în afara terenului. Nu prea vorba că s-ar părea că este vorba de o problemă destul de gravă la un duel în fața porții lui Tofan. Este nevoie de intervenția masorului celor de la CSM Roman. Avea nevoie de ceva îngrijiri și pe marginea terenului sportivul de la Metalosport Galați, din nefericire, având în vedere modul în care au ales să-și pună numerele pe tricouri, este greu de văzut despre cine este vorba. Iată și o primă schimbare la Metalosport. Va intra cu numărul 5 Andrei Partenie,
în locul sportivului accidentat. Din acest minut 20. Modificare. Alon repus de la margine, pe care Romanul încearcă să-l fructifice printr-un nou atac. Popa deschide în partea dreaptă, foarte bine l-a văzut acolo pe colegul său, a învăluit Jucănaro. Minge din nou boxată de către portarul Galațiului. Nouă centrare. Luptă Romanul pentru această minge. A încercat Popa. Acolo o deviere cu capul. O reușită tehnică de finețe, care de această dată nu i-a ieșit așa cum și-a dorit. Centrare bună, dar până în brațele portarului Cristian Tofan. Prins cu spatele la formația adversă, jucătorii de la Metalosport evident au mari dificultăți în a ieși din propriul dispozitiv. Mizează mult pe sportivul lor cu numărul 19, Andrei Brumaro, pe care îl lasă ceva mai avansat, dar nici acesta nu are mulți de izbândă lângă Grigore și Marin. Depărtează doar pentru moment pericolul de propriul careu cei de la Metalosport. Evident recuperează Romanul Mădălin Popa, releul celor de la CSM. Această dată a greșit pasa. Minge deschisă din nou. Florian nevoit să la picior, cum Marian Marin a deschis în flancul stâng. Multe pase, posesie net superioară a celor de la CSM Roma. Va urma o centrare, dar întâi un dribbling până în marginea careului și balon aruncat undeva în zona de 11 metri. A venit din spate și era la mai mult de un metru jumătate de fază. Oricum nu vă aibă prea mare importanță acest... Bine că nu s-a întâmplat nimic ce-l privește pe Cătălin Aeroa, risca să se accidenteze acolo. Romanul continuă să atace acum prin același Aeroa. Minge din nou în flancul drept la Jucănaru. Popa întoarce. Rescu deschide în partea dreaptă la Florean. Acum ceva mai simplu. A venit centrarea. Cap sănătos. Dar pe recentrare nu a venit din nefericire nimeni acolo pe colțul lung al centrării. Atent Marian Marin. Și recuperează Romanul. Rescu în zona centrală. Popa deschide în stânga. Headbuy. Minge blocată și corner. Nou corner de pe partea stângă atacului celor de la CSM. Este deja în minutul 28 al acestei întâlniri. Același scenariu cu Mădălin. De această dată au reușit să respingă jucătorii de la Metalosport Galați. De la Florean 1-2 reușit acolo.
Din nou, Florian convinge, care ajunge totuși la jucătorii Romanului. Cătălina Eroe a fost autorul acelei centrări. Această dată, atenți și ceva mai calm, trebuie să punem mingea jos. Mult mai combinativ, dar acum au ieșit prin Valentin Lungu din propria defensivă sportivii de la Galați. Nevoie și ei să se întoarcă, recuperează Florian și el pus într-o poziție foarte bună. Așteptați să vedem dacă vor ajunge rămașcanii la acest balon. Rămân până la urmă în posesie, dar o infracțiune fluierată la faza anterioară, dar a fost un foul și o lovitură liberă indirectă pentru echipa din Galați. Au trecut 30 de minute, doamnelor și domnilor, din această partidă. Romanul conduce cu scorul de 2-0. Două goluri facile reușite în primele minute, iată, rudimentar, acel Andrei Brumaru, de care vă spuneam că este vârful lăsat în coasta defensivei romașcane de către cei de la Metalosport. Jucător în vârstă de 21 de ani. Pripit și nu i-a dat emoții până la urmă lui Angel Băicianu. Rigore calm și așteaptă colegii să intre în dispozitiv. Combină pe scurt și minge lunga lui Brescu. Fază care putea să anunțe pericol la poarta lui Cristi Tofan. Până la urmă au a avut și o mică doză de șansă jucătorii de la Galați, care îi vedem încercând cu disperare să construiască. Minge chiar prima, ceva mai legată, s-a descurcat bine, însă Grigore și-a depărtat pericolul. Popa îl talonează pe jucătorul advers. Stat bine pe picioare și Chirilescu reasigură faza defensivă pe flancul stâng al Romanului. Avantaj pentru romașcani la o nouă pătrundere. Minge întoarsă la Popa și finalizarea ceva mai nefericită, să spunem așa, din partea lui Andrei Florean. O minge cu circulație bună. De remarcat viteza și condiția fizică și mai mult decât atât pofta de joc. Balon cu călcâiul, la care să vedem, cred că a fost văzut un hands acolo. A urmărit până în ultimul moment însă Claudiu Juncănaru acest balon. Fault pentru Metalosport Galați. Reușesc din nou jucătorii de la CSM să se descurce. Spuneam că ar putea fi un antrenament foarte util acest meci pentru formația gazdă. Un bun prilej de a-și face mâna. Dar să-i vedem pe sportivii de la Galați cu minge, care a păcărit majoritatea jucătorilor de pe teren. Preluare ceva mai lungă și prima fază periculoasă. În alte condiții ar fi fost și mai periculoasă. Nu este offside la această fază. Minge însă întoarsă de Cătălina Eroe. Roy și Crăciun încercaseră pe acel flanc o combinație. Suntem deja
deja în minutul 34 al acestei întâlniri. Desfășurat, așa cum putem vedea cu toții, în nota de dominare a formației Roma. Se deschide mingea în dreapta. Florean îi dă drumul pentru Jucănaru. Și se vede în această fază la care Mădălin Popa a trimis mingea în poartă. A fost indicată o poziție de offside. Tudor Cornea, șerul de pe cea parte, a confirmat decizia luată de central. Cum o partidă în care se derulează cam într-o singură direcție. Vedem lipsiți și de inventivitate pe contraatac pe jucătorii de la Metalosport Galați. În 14 jucate efectiv, 14 înfrângeri. Au înscris și ei două goluri, dintre care unul chiar în fața formației pe care o întâlnesc astăzi, CSM Roman. Spuneam, acel gol averaj incredibil de minus 113 în 14 meciuri. Nou joc în flancul drept, pătrundere bună și un șut sănătos. A pus și efect pe acest balon Claudiu Juncănaru. Dar până la urmă faza rămâne doar punctabilă la capitolul spectacol în acest partidă. Repunere până în zona centrală doar a portarului celor de la Metalosport. Joc deschis în flancul stâng al Romanului. Minge la balon, s-au descurcat bine romașcanii până în acel moment al șutului. Nedbai și-a luat inima din și a tras sănătos, dar încă o dată ineficient. Un singur moment în această partidă în care formația din Galați s-a dovedit cât de cât periculoasă. Iată pe romașcani, obținând al doilea penalti al acestui meci. Da, și cartonaș galben, un fault asupra lui Cătălin Aeroaie și același Mădălin Popa se pregătește să execute. Minutul 37 al acestei întâlniri. Dălin Popa înscrie cu un pic de noroc și duce scorul la 3-0 pentru formația gazdă. După o nouă fază de atac ce a încununat un efort colectiv al formației gazdă. De urmărit acest meci, așa cum anticipam cu siguranță cu toții. Reamintim cea de-a doua etapă a returului de campionat, după ce prima rundă programată pe 2 martie a fost amânată pentru data de 28 aceste luni. Seamănă ca ziua cu noaptea. Cele două zile de vineri, de săptămâna trecută și de săptămâna aceasta. Un ger teribil a fost atunci la Roman, probleme și cu gazonul. Acest gazon pe care îl vedem destul de rezistent, deci pe locuri vegetația este destul de rară. Oricum, la cel puțin la nivelul Ligii a treia, stadionul de aici de la Roman rămâne unul cele mai bune
din cel puțin zona Moldovei. Iată, o nouă posibilitate de contră pentru Popa. Minge bună pentru Mădălin Popa. Și o scăriță, Mădălin Popa. Face 4-0. Minutul 39. Dacă ar fi să discutăm statistic și a atins norma de eficiență din tur, echipa CSM-ului în fața Metalosportului, ce-i drept. Oricum, este clar că este vorba despre formarea care reglează golaverajele pentru multe dintre combatantele actualei stagiuni a seriei întâi din Liga 3-a. Aproape să autoaccidenteze jucătorul de la Metalosport Galați, intrare prin alunecare. Irelu Grigore trimite mingea în out. Mai sunt aproximativ 5 minute, dacă nu vor fi și ceva prelungiri din această primă repriză. Timp suficient să se mai întâmple ceva la poarta Metalosportului. Iată-i pe Romașcan complicându-se inutil. Mădălin Popa nu a urmărit această minge, intuind că se afla în poziție de offside. Un pic de pressing și apare necazul la poarta Galațiului. Rudimentari multe dintre execuții. Sportivii pregătiți de Ion Basală. Mai peste alta, o echipă tânără, o echipă care merită apreciată pentru faptul că a rămas să evolueze în acest eșalon. Popa îl are ceva mai avansat pe aeroai. Un șut și mingea trece de puțin pe lângă stâlpul porții apărate de Cristi Tofan. Recuperează Romașcanii. Aprecia totuși însă intenția celor de la Metalosport de a nu se cu autobaza în poartă, cum se spune. Au încercat în măsura posibilităților de care dispun să construiască. Din nefericire nu au un mijloc și de asemenea din nefericire pentru ei au întâlnit o echipă a Romanului care a venit cu toată pofta de joc de acasă la stadionul Moldova astăzi. Ia să vedem dacă ajunge acest minge, da. Singur Juncănaru, minge scurtă pentru Florean, a intrat în careu. Ține de acest balon. Minge scoasă pentru un șut cu latul, însă telefonat a trimis Brăescu. Da, Brăescu. Dar neapreciat o inițiativă de a juca altfel această fază. Stop bun al lui Mădălin Popa. Destabilizase fundașii centrali. Stop nereușit. Și cu greu reușește să trimită Bogdan Marian Ion în afara terenului. În centrare. A pus efect pe această minge. A sărit acolo cu portarul advers și a faultat Crăciun. Era în spațiul de protecție al portarului. Una peste alta. Suntem în minutul 43. Romanul atacă în continuare și o face destul de eficient. Minge până în flancul stâng. O fentă. Două driblinguri și iată! O ușoară deviere și se miră toată lumea cum de nu a intrat această minge în plasă. Gol anunțat cu două pase înainte. În fine, una peste alta, doar o nouă repunere de la colț pentru formația gazdă.
echipă care conduce cu 4-0. E bine în marginea careului românul această fază, dar din nefericire execuția cu capul încercat de Aeroaie, de Cătălin Aeroaie, a fost puțin peste joarea în adâncime pentru Florean, a fost cu spate la această fază, dar iată, vine lansat, Juncănaru, recuperează Romașcani, parcă abia a început partida, așa o poftă de joc jucătorii de la GSM Roma. Un fault văzut de arbitrul central. Una peste alta. Acest minut 45 deja al întâlnirii. Romanul oferă o minge celor de la Metalosport. O banală repunere de la margine, cred că 2 minute de prelungire au fost arătate pentru această primă repriză. A fost și o schimbare, trebuie să uităm, a ieșit accidentat unul dintre jucătorii de la Metalosport. Rămân într-o zonă periculoasă gălățenii. Offside văzut în cele din urmă de către arbitrul Cosmin Ciuban. De acum nu se mai grăbesc, evident, jucătorii formației gazdă. Încearcă să construiască având minge la picior. Răescu acum dă drumul la un balon pe care în primă fază părea să nu-i ofere nicio șansă Claudiu Juncănaru. Romanul repune repede și ineficient prin Mădălin Popa. Hands. Fragmentată tentativa de atac rapid a celor de la CSM Roma. Canarul deschide pentru Popa. Mădălin Popa poate face orice din această fază. A șutat însă în portarul advers. Și minge care circulă paralel cu poarta. Ultimele secunde ale primei reprize acestei întâlniri, doamnelor și domnilor, cu o degajare a celor de la Metalosport pe care au urmărit-o bine Romanul. Și iată fluier de final al acestei prime reprize, doamnelor și domnilor, 4-0 pentru CSM Roman în fața Metalosport Galați. O primă repriză interesantă. Vă invităm să rămâneți alături de Roman24.ro pentru a urmări și deznodământul acestei partide. V-am regăsit în direct, dragii noștri, de aici, de la stadionul Moldova din Roman, pentru a vedea deznodământul partidei dintre echipa locală CSM și Metalosport Galați, meci contând pentru etapa 17-a a campionatului seriei 1 din Liga 3-a la fotbal. O
repriză secundă care va începe de la un scor ce pare neverosimil 4-0, evident în favoarea gazdelor, dar este un scor care reflectă pe deplin modul în care, în primul rând, au evoluat cele două formații, pozițiile din clasament și valoarea lotului, să nu mai spunem de nivelul de pregătire. Așadar, patru reușite care au debutat în minutul 5 pentru gazdele de la CSM, când Pop a transformat un penalti, după aceea a urmat Juncănaru în minutul 12 cu 2-0, 3-0, a făcut tot capitanul Popa în minutul 37, acesta semnând hat-trick-ul cu o scăriță în minutul 39. Puține secunde ne mai despart de debutul acestei reprize secunde. Un meci al cărui deznodământ îl putem anticipa lesne. Spunem o partidă arbitrată la centru de Ciprian a Elenei din Iași, asistat de concitadinii săi Tudor Cornea și Cosmin Ciuban. Romanul va avea un atac al acestei reprize secunde. O partidă evident la discreția gazdelor. Și iată acum vine primul fluier al acestui al doilea mitan. Până acum nu am observat schimbări, cel puțin în distribuția formației gazdă. Echipa Romanului care vine în același timp odihnită, dar și pregătită foarte bine să se achite de acest retur de campionat, un retur de campionat pe care vă reamintesc, îl pornește de pe poziția a doua a clasamentului. De asemenea, la fel de important este să reamintim și faptul că aceasta este a doua etapă a returului, după ce prima, programată inițial pe 2 martie, a fost reprogramată pentru 28 martie. Atunci Romanul va juca acasă cu formația din Târgu Secuiesc. Minge deschis în flancul stâng, un stop pe piept bun, reușit acolo de Chirilescu. Balon pentru moment de către Romașcani, numai pentru moment. Minge bâlbâită în marginea careului și repunere de la margine pentru Romașcani. Rescu, poate în mijloc până la Grigore. Grigore și Marin, o soluție care credem noi că va fi din ce în ce mai folosită în defensivă de tehnicianii Gabi Țapu și Iosif Susano în acest retur de campionat. Poate cel mai important aspect al acestei ediții de campionat este modul în care s-au comportat jucătorii din Roman, deși declarativ cel puțin nu trag la promovarea. Iată ce fază frumoasă, pătrundere și o centrare. Faza rămâne periculoasă și Andrei Florean a șutat pe scurt, l-a făcut mare pe Cristian Tofan. Un duium de ocazii pentru echipa romașcană. Acum un corner de pe partea dreaptă a atacului. Iosif Nedbai minge sus,
zona centrală, a sărit acolo Grigore și un șut încercat de către Chirilescu. Acesta le pune de la margine. Circulație bună. Braescu încearcă să deschidă partea cealaltă cu o centrare în marginea careului mare. Metalosportul nu a reușit de foarte multe ori să iasă din defensivă în prima repriză. A mizat în doar câteva și prea puține, să spunem, rânduri pe mingi aruncate în zona careului. O singură dată au reușit să se apropie periculos, dar atunci a fost o preluare cam lungă și fără sorți de izbână. Popa! Este faultat de către jucătorul cu numărul 17, Grădinaru. Înge bună și o încercare nefericită a lui Constantin Crăciun. Suntem deja în minutul 50, 49-50 al acestei întâlniri. Rămâne deocamdată 4-0 în favoarea formației gazdă. Copleșiți numeric, efectiv, jucătorii de la Metalosport nu au nicio șansă acolo. Mizează în continuare pe Andrei Brumaru, un atacant mai masiv, să spunem așa, autorul unor execuții tehnice care au încântat, efectiv, pe destul de puțini suporteri prezenți în tribunele stadionului Moldova. Stadion Moldova, la care trebuie să reamintim, la meciurile de acasă la Liga 3, accesul este gratuit tuturor celor care vor să se bucure de un spectacol sportiv. Minge sus și sub bară a fost mingea trimisă de Marin, de Marian Marin, dar nu destul de tare. A fost offside la această fază. S-a prins Andrei Brumaru. Romanul arată în continuare că vrea să-și regleze golaverajul. De ce să nu recunoaștem? Are, după toate probabilitățile, și cu cine. Până una alta, minge care va fi repusă de undeva de la 17 metri de portarul Angel Băiceanu, cel mai probabil scurt, da, până la Marin, doar, care deschide în flancul stâng, unde sunt Aeroaie și acest Vasile Chirilescu. Minge pe care a cules-o până la urmă Nedbai. Este o nouă repunere de la margine. La Miuță s-a descurcat Romașcani, nu a intuit acolo să plece mai devreme Cătălin Aeroaie. Minge care rămâne în posesia celor de la Metalosport Galați. Romanul stă în continuare sus. Fault făcut de către Brăescu. L-a faultat pe Nejneru. Atentă defensiva Romanului. Popa acum deschide pe partea dreaptă. Florean. Și
iată, pressing cu doi jucători făcut de către Rămășcani. Rămas un spațiu acolo în zona laterală dreapta. S-a repliat însă Grigore. Nu a avut nici soluții, este clar, sportivii de la Metalosport. Încearcă de multe ori să joace simplu, dar le lipsesc anumite anumite veleități tehnice, să spunem. Minutul 54 al acestei întâlniri care se desfășoară tot în nota de dominare a formației gazdă. Călcâi frumos încercat de Chirilescu. Tot acesta repune acum de la margine. Omge fără soluții. Și începe construcția unui nou atac, de această dată pe flancul drept. Tundere cu minge la picior, două driblinguri și este fault în favoarea formației Rămășcani, o nouă fază fixă. Da drumul repede la minge. Și iată o posibilitate ceva mai bună de contră pentru formația vizitatoare. Este însă Băiceanu. Excepțional, parcă refuzaseră să mai replieze jucătorii din compartimentul ofensiv al Romanului. Minge întoarsă și corner în favoarea formației CSM Roman. Să vedem dacă va fi vorba în continuare despre un meci de uzură, dacă vor să-i alerge rămășcanii pe adversari, sau vor continua în aceeași notă. Atacau cu ce? Grigore! Și gol! Relu Grigore! Fundașul central venit în zona centrală. O fază frumoasă. Minutul 56. Da, au atacat exact cum și-ar fi dorit și suporterii, jucătorii formației din Roman. Deja 5-0 din minutul 56. Vă reamintim în tur la Galați. Echipa care astăzi este gazdă a reușit de asemenea să se impună lejer, un 8-1. Dar va fi și la propriu și la figurat un meci greu de uitat pentru gălățeni, pentru că atunci a reușit unul din cele doar două goluri pe care le-au reușit în turul de campionat. O nouă fază bună de atac, minge blubuită în zona centrală, Popa aproape de accidentare, minge deschisă în dreapta, Andrei Florean din a doua. Nu a mai urmărit nimeni însă acest balon trimis mai mult pe colțul scurt decât în marginea careului. Bine se descurcă Marian Marin. Minge urmărită. Eficient până la un corner scos de Iosif Nedbai. Nu a fost nici măcar repunere de la colț. Va fi doar din colțul careului mic. În marginea careului mic mai precis. Foarte bine sau pe picioare Rămășcani. De apreciat efortul lui Chirilescu la această fază. Brăescu deschide în partea dreaptă. Atenți și gălățenii. Popa, Mădălin Popa poate să urce cu minge la picior, are toate aturile pentru acest lucru și ce balon! Ce balon trimite Andrei Florean fără preluare. Vă mulțumesc.
O fază bună pentru Romașcani, care țin mingea joc. Chirilescu a evitat faultul până la un punct. Ține mingea bine până în marginea careului. Acum trebuia dat fault. În fine, se dă de partea cealaltă. Cătălina Eroaie se consideră că l-a obstrucționat pe Nejneru. Cu mâinile pe adversar joacă acești sportivi de la Metalosport. Evident, nu par să mai aibă nici resurse fizice. Să vedem! S-a lăsat doar până la un punct legea avantajului. Preferat să rămână pe un atac, să spunem așa, pozițional, sportivii de la CSM Roman. Oră de joc, domnilor și domnilor, aici pe stadionul Moldova, oră de joc efectiv. Și un gol la 12 minute, media reușită de către formația gazdă CSM. Desigur, proporțiile scorului puteau fi și mai mari, însă și ratările fac parte din farmecul spectacolului sportiv. Încercarea de angajare, talonat acolo Cătălina Eroaie. Minge repusă rapid, Chirilescu. Minge bună. Și corner, Constantin Crăciun. Nu, nici de această dată. Sau mai bine zis, și de această dată s-ar părea că mingea a ieșit din jucătorul echipei romașcane. Respins bine acolo Grigore, își menține colegii în posesie. Jare pe flancul drept, Florean minge în zona centrală, dar până în brațele portarului Cristian Tofa. Un atac deschis pe flancul stâng acum de echipa din Galați. Surprinzător, am putea spune, dar centrarea îl trădează pe jucătorul Metalosportului. Nu au fost emoții pentru Băiceanu. Rămâne Galațiul în posesie, fără soluții, dar o minge care a ajuns până la urmă în careul Romașcan și va fi repusă în joc de către Angel Băiceanu. Minutul 62. Romanul care deja și-a trimis jucătorii de pe bancă la încălzire. Sper că acum să construiască ceva mai calm. Posesie covârșitoare a gazdelor, evident. Îi vedem pe sportivii de la Galați cercând să se mențină sus, dar Romanul are posibilități tehnice prin jucătorii săi să pătrundă cu mingea la picior, cum se întâmplă și acum. A beneficiat pe drept și de două penaltiuri formația romașcană, iată. Minge aruncată în zona centrală și un voleu al lui Iosif Nedbai. Total nefericit Popa, o minge bună în careu și nu s-a fluierat nimic la acea fază. Pressing la jumătatea terenului făcut de jucătorii din Roman.
reușit să dejoace și offside-ul în care încercau să-i lase jucătorii adverși. Popa scoate o minge în marginea careului, nevoit să se întoarcă acolo ca eroai. Jesus, Florean și rămâne pericol la poarta gălățenilor. Să vedem, Crăciun! Și a făcut o minge bună. Constantin Crăciun, iată, schimbare în formația romașcană. Vedem. Sergiu Covaliu. Minutul acestei partide, prima schimbare operată de către banca tehnică a CSM-ului. Balon fără orizont. Nici nu s-a mai complicat Băiceanu. Mai atingă mingea cu mâna. Deschidere bună. Stângă Chirilescu. Iată-l. Acum ce frumos a pătruns acolo. Și centrat aproape la fel de bine Iosif Nedbai. Într-o prelungire, mingea ajunge în jumătatea de teren a romanului, dar Relu Grigore este la post și reușește să recupereze fără să dea emoții colegilor săi. Jare în flancul drept, să vedem, Florean întoarce și a obținut de această dată cornerul. Nou corner de pe partea dreaptă a atacului celor de la CSM Roman. Moment în care Metalosport operează și o schimbare. Iese capitanul de echipă, Cristian Tofan, portar înlocuit de colegul său, Sebastian Butunoiu. Dau credit unui nou junior, un tânăr în vârstă de doar 15 ani, jucător născut în anul 2003. Care este în vis la chiar prima fază acestui meci. Minutul 67. Este 6-0. Dacă nu mă șel, Marian Marin a fost cel care a introdus mingea în plasă. Așadar, scorul se apropie de proporțiile celui din tur. Și o nouă schimbare în tabăra formației de la malul Moldovei. A ieșit capitanul de echipă, Mădălin Popa, înlocuit de Vlad Scânte.
Gelucată în zona centrală a careului Romașcan, fără niciun fel de probleme pentru Angel Băiceanu. Acesta a refus scurt pe jos. Ai sincronizare acolo, o încercare de contră, minge pierdută și o nouă schimbare de această dată în tabăra celor de la Metalosport Galați. Va intra și sportivul cu numărul 20, Dorin Butunoiu. Mingea jos, până la urmă, jucătorii formației din Roman. Jocul deschis de Grigore în flancul drept. Valiu încearcă să verticalizeze. Momentele de joc ceva mai încălcit, se restabilesc relațiile între jucători după schimbările care au avut loc, iar nota este evident aceeași, Romanul la cârma ostilităților, încercând acest joc de pase combinativ cu evoluții tehnice. Șut, dar s-ar părea că a fost aproape sau foarte aproape de o accidentare. Sergiu Covaliu, nu a fost o minge jucată neapărat periculos cu talpa, să spunem, de formația, de jucătorii formației din Galați, dar întotdeauna pot și de multe ori chiar se dovedesc a fi periculoase. Minge aruncată în careul Romașcan, fără perspective periculoase. Deja la 6-0 s-a așternut liniștea. 71 al întâlnirii. Romanul continuă să atace! A trecut pe lângă minge acolo Eroaie. Balon scos în zona centrală și să vedem. Minge întoarsă și bâlbâită de către jucătorii de la Metalosport. Poate veni o centrare, nu, o execuție tehnică mai fină. Dar nu neapărat eficient, era în offside și nu a mai avut cum să urmărească acest balon sportivul echipei romașcane. Portarul Sebastian Butunoiu, juniorul celor de la Metalosport, repune acum. A alunecat în momentul în care a vrut să le pună din marginea lui 6 metri. Schimbare la Roman. A ieșit Andrei Florean și a intrat în locul său Constantin Antim. Centrare în zona centrală și mingea iese. Până la urmă doar într-un nou out de poartă. Urcă romașcanii prin netbuy. S-a ținut bine. Nu i-a reușit pasea până la Covaliu. Au recuperat jucătorii de la Metalosport. A scăpat însă mingea în afara terenului prin jucătorul cu numărul 19, Andrei Brumaro.
cel în care probabil și-au pus destul de multe speranțe în perspectiva rezultatului acestui meci. Grigore. Covaliu. Același Grigore. Combină cu Marian Marin. Vor să mai întrebuințeze un pic pe adversari, evident. Se mai alerge fundașii Romașcan, iată, de la mijloc încolo, însă întotdeauna apare pericolul. Ce fază frumoasă și... Iosif Nedbai l-a făcut mare pe micuțul portar de la Metalosport. Mai periculos se anunță ce se întâmplă acum la cealaltă poartă. Un șut. Încercat o transformare. Marian Nejneru de la Metalosport. Oricum, două faze succesive la ambele porți. Este clar deznodământul meciului. Practic era clar de la început, dar acum însă iată două formații care au ales să utilizeze și fotbaliștii care au jucat mai puțin. Ia că am omorât pressing-ul ăsta pe Gălățeni. Minge bună și iată ce pase și ce fază! Și excepțional dribling-ul reușit de Constantin Antim. Constantin Antim în minutul 75. Face 7-0 pe contraatac. De remarcat și pasea primită anterior finalizării de acum câteva momente. Și ultima schimbare în tabăra celor de la CSM Roman. Și acum spuneam, vrea să dea credit și jucătorilor mai tineri. Romașcană, l-am văzut intrând pe Alin Mocanu, un jucător de 18 ani. Siguranță și el cu poftă de joc. Până acum, în cele două runde, Romanul are plus 14 în meciurile directe cu Metalosport Galați, dar încă se joacă. Și ritmul acesta ne iar putea ajuta pe Gălățeni să înscrie în cargolul de onoare. Și Romașcanii încearcă multe. S-au incomodat reciproc acolo doi dintre jucătorii de la CSM Roma, dar aceștia rămân în posesie. Forțează la o încercare disperată de a arunca mingea departe de propriul careu. Recuperează Romanul prin Covaliu și s-a încercat deloc rău o nouă angajare. Balon în flancul drept, va urma o tentativă de centrare. Mingea rămâne cu destul de mult noroc la Romașcan. Hens a fost acolo. Au terminat, evident, benzina cei de la Metalosport. Romanul are, să spunem așa, jucătorii mai proaspeți în teren și poate miza în continuare pe atacuri rapide de acest gen. Să vedem pătrundere în careu din flancul drept, minge întoarsă. Este rău totuși că romașcanii țin mingea jos, nu se grăbesc să arunce baloane în careul advers, deși și aceasta s-a dovedit în câteva rânduri pe parcursul acestui meci că poate fi o armă destul de periculoasă.
Iată, ceva mai multă prospețime a fost faultat acolo, evident. Iosif Nedbai rămâne doar out pentru CSM Roman. Minge pe care o aruncă doar în zona centrală. Covaliu acum, să vedem, șut și gol! La scânte! 8-0! Suntem în... ...78 deja. S-a făcut 8-0 în favoarea formației romașcane. Iar lucrurile nu par să se fi terminat aici. Vedem, faultat, evident. A fost fault acolo, evident, la Nedbai. Doi dintre adversari l-au contrat în careul advers. Dar gazdele nu renunță nici așa la luptă. Se precipită. Încearcă și ei ce pot, jucătorii de la Galați. Centrare. Merge ridicat acolo. Până la urmă a stat bine pe picioare Grigore. Și o nouă posibilitate de contră. Aici nu este offside. Nu este offside deloc. La Juncănaru. Înge centrată și Nedbai are timp să facă o preluare, să încerce să dribleze, se întoarce cu tot cu adversar. Făcut mingea cam lung și a scăpat din vârful ghetei, o bună oportunitate. Cu siguranță toată lumea a văzut 2-3 continuări posibile la această fază, dar jucătorul din teren știe mai bine ce are de făcut și mai ales la acest scor de 8-0. Nu mai pot fi spuse multe. Același scenariu cu mingea aruncată la disperare în zona centrală. Încearcă să combine lățenii, dar romașcani evident, chiar dacă nu sunt, par mai mulți prin poziționare și pressing. Cam târziu și-au găsit să-și facă reproșuri între ei gălățenii. Au venit aici la Roman pentru spectacol. Evident, nici nu se aștepta ceva. O nouă fază bună și gol! Constantin Antim! Antim! Suntem în minutul 37, abia al reprizei secunde. În timp cu al doilea său gol, să vedem ce fază bună, reușește din nou Romanul și gol turcesc de această dată. Constantin Crăciun. A alergat și el, să nu uităm, jucător care evoluează din primul minut al meciului. A vrut să-și treacă numele pe lista marcatorilor, dar nu a reușit să facă acest lucru dintr-o poziție ideală. Proporția scorului rămâne singura necunoscută. Minge care, să vedem, rămâne pentru repunerea Metalosportului. Încercat o execuție cu călcâiul acolo, jucătorul celor de la Metalosport. Nu a fost fault la acea fază.
Nici Galațiu, la fel ca 99,9% din timpul regulamentat de joc, nu arată să aibă opțiuni prea multe. Romanul va da 10. Șușut! Și un gol reușit de Vlad Scânteie. Zece la zero. Minutul 84 al acestei întâlniri. Faultează Romașcani. Deja la 10-0 nu mai pot fi spuse prea multe lucruri. Aceste ultime aproximativ 4-5 minute fără prelungiri, cu siguranță vor fi multe prelungiri pentru că au fost epuizate cam toate schimbările. Romanul are posibilitatea să plece din nou pe contră. Nu era în offside dacă era văzut Vlad Scânteie. Mașcani însă preferă să mai plimbe un pic balonul. Acest galop de sănătate care l-a reușit în fața unei formații a Metalosportului care nu a arătat într-adevăr că poate evolua la acest nivel. Dar, așa cum am spus încă din primele momente ale comentariului acestui meci, o formație de apreciat a decis să joace. Este până la urmă, de ce să nu recunoaștem, o formație care cheltuie bani, da? În seria 1 a Ligii a 3-a. O echipă care vrea să-și crească jucători, care încearcă și ea să supraviețuiască. Iată o nouă fază bună de atac a Romanului. A respins cu piciorul stâng Sebi Butunoiu. Romanul înalță o minge prin Grigore. Sunt în corzi gălățenii, eventual în corzi. Nu l-a faultat pe Crăciun, Crăciun pe portarul advers. Și iată ce gol! Alin Mocanu. Da. Minutul 87. După o minge care a traversat tot careul celor de la Metalosport, am văzut pe Mocanu punctând din voleu foarte, foarte frumos. Câte un gol de jucător de câmp, inclusiv portarul, până acum pentru CSM Roman. Nu a arătat momente de slăbiciune în fața Metalosportului. Foarte important pentru moral acest debut de an. Mai ales că urmează partide dificile. Romanul și-a reglat golaverajul. Să vedem, înainte acestei partide avea un plus 20, până acum are un plus 31. Minge ținută regulamentar în joc de către formația de la Malul Moldovei. Și o nouă posibilitate de atac acum, dacă vor și dori. Încearcă mai mult să paseze în zona centrală. Romașcani printre jucătorii formației adverse. O
o formație a Galațului care aleargă de parcă joacă în continuu din februarie. Înge zona centrală și iată o încercare, de ce nu, de aplaudat. S-au auzit și două aplauze. Efortul Metalosportului. Ținută jos de Romașcani. Abia acum se dă drumul în flancul drept, acolo unde aleargă Ali Mocanu. Combinații între fotbaliștii echipei gazdă. Apropiem de ultimul minut al timpului regulamentar de joc. Să vedem recuperare utilă în marginea careului și un șut pe lângă, ca printre jaloane. Să vedem câte minute. Cred că sunt cel puțin 3 minute de prelungire. Acum contează mai puțin. 11-0. Numai puțin de 7 goluri reușite în această repriză secundă de o formație a Romanului, care a utilizat inclusiv majoritatea lotului de rezerve. Câteva zeci de secunde despart de finalul unui meci care a avut multe goluri. Spectacol, sinceri să fim, nu a fost prin prisma angajamentului, dar până la urma urmei Romanul a arătat că își face datoria. Care l-a lovit în cap pe arbitru central, Ciprian Aelenei. O ultimă centrare probabil a romașcanilor, care însă, iată, la un punct. Evident blazați. Merita însă aplauze la finalul acestui meci, în care au rămas în picioare. O repunere de la margine și cam ultima fază probabil acestui meci. Romașcani vrea mult acolo Crăciun. Scoate până la Mocanu, a venit o execuție și iată, fluier final, doamnelor și domnilor. 11-0, CSM Roman în partida cu Metalosport Galați, contând pentru etapa 17 a seriei 1 din Liga 3 la fotbal, împreună cu colegii din regia de emisie. Vă mulțumesc în numele postului Roma24.ro și al sponsorilor care ne-au fost alături la această transmisiune, pentru că ne-ați fost alături la un spectacol, considerăm noi, agreabil, și vă dăm întâlnire la următoarele evenimente sportive pe care postul nostru le va transmite. Numai târziu de mâine vă dăm deja o invitație pentru a vedea meciul de handbal dintre CSM Roman și Rapid Dusele București. De la ora 11, așadar, Roma24.ro dă tonul primăverii și a spectacolelor sportive alături de dumneavoastră. Până la următoarea noastră întâlnire, toate cele bune!